70 de focare de incendii au apărut în ultimele 24 de ore în sudul Italiei, în Sicilia, Sardinia sau Calabria. Nu toate incendiile sunt accidentale, unele sunt puse chiar de oameni. Un astfel de piroman a fost filmat cu drona, iar când bărbatul a fost surprins, a încercat să doboare aparatul cu pietre. Abbiamo beccato un piromane mentre stava incendiando uno dei bellissimi boschi della Calabria. Sì, perché in Calabria i piromani li inseguiamo con i droni. L'anno scorso ne abbiamo beccati 22, quest'anno abbiamo aumentato il numero di droni perché il modo più efficace di contrastare gli incendi è contrastare la stupidità di chi distrugge l'ambiente. În Sicilia, situația este dramatică în continuare, deși temperaturile au mai scăzut în comparație cu cele înregistrate la începutul săptămânii. La Palermo, flăcările au mistuit o biserică de la marginea orașului. I danni sono enormi, la chiesa si è perduta letteralmente, per il resto siamo anche sereni perché non ci sono stati danni alle persone. Sicilia a fost devastată de incendiile de vegetație, iar situația este încă gravă, fiind afectate transporturile aeriene.